rog să vă rog să vă puneți telefoanele pe silent, ca să nu sune în timpul slujbei, ca să nu ne deranjeze. În al doilea rând, vă rog foarte mult pe toți care sunteți în biserică, dacă stați în biserică pentru slujbă, să stați în biserică pentru slujbă. Adică, încât să vorbiți la cât mai puțin între voi, că toate lucrurile importante care simt oamenii că trebuie să le zic în timpul unei slujbe, sunt așa de importante. Trebuie să le spuneți lucruri. Deci, fiți atenți la rugăciunile care se citesc. Fiți atenți la momentele importante ale slujbei, că de aia suntem aici. Așa poate învățați ceva despre slujbă, ceva nou. Și poate cu ocazia asta și voi, dar și eu, ne ajutăm unii pe alții să ne reconectăm la botezul nostru. Eu de fiecare dată când slujesc un botez, mă gândesc ca minim asta că și eu am fost botezat odată. Și am ocazia la fiecare botez să reintru în contact cu taina botezului meu. Cu faptul că și eu sunt creștin sau cineva m-a încreștinat pe mine. Dacă nu sunt atent la slujbă, e ca și cum stau și mă uit la un film în timpul slujbei. Sunt în altă dimensiune. Nu particip activ. Așa că, în sensul ăsta, vă rog, participați activ la slujbă, fiind atenți. Nu e foarte greu să fii atent, mai ales la o slujbă. Că nu ești obișnuit să stai la o slujbă 45 de minute, să zic. Și al treilea lucru care vreau să vă zic este că noi acum încreștinăm 3 copii. Încreștinăm 3 copii și fiecare în familia lui sau a ei. Dar gândiți-vă toți adulții care sunteți în biserică, că noi toți avem nevoie să ne reîncreștinăm noi. Voi, fiecare dintre voi și eu, avem nevoie să ne reîncreștinăm. Și știți cum ne dăm seama de asta, că avem nevoie să ne reîncreștinăm? Dacă nu am fost de mult timp la biserică, fie că e pandemie, fie cum e cum e. Dacă nu obișnuim să ne rugăm dimineața și seara, avem nevoie să ne reîncreștinăm noi ca adulți. Dacă n-am citit niciodată o Evanghelie în viața noastră, în Noul Testament, dacă nici nu știm unde să ne găsim, înseamnă că trebuie să ne reîncreștinăm. Dacă nu este clar crezul, dacă nu știm crezul și am ajuns bătrâni sau suntem în puterea vârstei, trebuie să ne reîncreștinăm. Altfel, noi nu putem să îi încreștinăm pe copiii pe care îi botezăm. Și atunci, e ca și cum ai zice că merge cu copilul să-i facă vaccinul de după naștere sau vaccinurile de după naștere, dar după aceea nu mai înveți să se spele pe mâini, să se spele pe dinți, să stea curat, să fac lucrurile astea care țin pe un om, zic, sănătos, la minim. Așa că folosiți participarea la botezul ăsta ca o ocazie să vă reîncreștinați și voi leacă, să vă reîncreștinați gândurile, acțiunile, să vă retreziți curiozitatea despre credință, despre Dumnezeu. Asta nu vi le zic ca reproș, vi le zic ca îndemn. Pentru că îmi place să simt și să cred că ocaziile astea sunt frumoase, nu doar pentru că sunt niște copii nevinovați, ci sunt frumoase pentru că și pentru niște adulți care sunt prezenți pot fi ocazii să se schimbe ceva în viața lor. Pot fi ocazii să se trezească ceva în ei. Poate vă rămâne un cuvânt, o propoziție din textul slujbei în minte. Poate vă rămâne un gest în minte, de slujbă. O să-i miruim pe copii, o să suflu eu de 3 ori peste ei în semnul crucii. Deci sunt cufundați copiii de 3 ori în cristelniță ca semn al morții lui Hristos, 3 zile în mormânt și a 3-a zi înviat. Sunt multe lucruri și gesturi extraordinare în slujba botezului care și vouă vi s-a întâmplat și mie mi s-a întâmplat. Când participăm ca adulți, avem ocazia cumva să ne reconectăm la toată taina asta a botezului așa de mare. Bine, la botez pentru că e o slujbă de pregătire, în care cei care vin la botez sunt pregătiți de botez prin niște rugăciuni în care diavolul este alungat de la copii și este blestemat diavolul. Nașii și preotul mărturisesc credința pentru copii,
îl respinge diavolul, să vedeți, prin suflare și scuipare de 3 ori. E important asta. Și după și mărturisirea crezului. Și numai după ce am făcut partea asta, care durează 5-7 minute aici, în spatele bisericii, puteți să mergem înapoi la creștinie și să facem Sfântul Rugăciunii. Să zicem și o rugăciune două în engleză, la un moment dat, pentru că sunt invitați care nu sunt în română, în limba română, și noi tot înțelegem engleză, în profesorul meu, mai mult mai mică, și pentru beneficiul țară. Mâinile Domnului te-au făcut și te-au zidit, mâinile Domnului te-au făcut și te-au zidit, mâinile Domnului te-au făcut și te-au zidit. Hands of the Lord that made the flesh and you, and the hands of the Lord that made the flesh and you. Mâinile Domnului te-au făcut și te-au zidit. 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 Domnului să ne rugăm. În numele Tău, Doamne Dumnezeu, la Dumnezeu și la Dumnezeu Sfânt, Fiul Tău și la Duhul Tău Celui Sfânt, până la aveți roaba Ta, Anastasia, și peste roaba Ta, Anastasia, Ștefania, și peste robul Tău, Ștefan, care s-au împrejit la scăpată pe numele Tău cel Sfânt și a secuzis o băcută de multe mare Tău, dar depărtează de la ei înșelăciunea cea veche și în numele de ei de credință, de anțupire, de lăzire, de dragoste. Cunoască ei că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă-le lor să umble, păzind toate poruncile Tale și cele plăcute Ție se facă, că le va face omul acesta, va fi viu prin el. Scrie pe ei în cartea vieții Tale și îi unește cu turma moștenirii Tale, ca să preasfervească de ei la Sfântul Tău lume și al Duhului Tău Fiul, Domnul nostru Iisus Hristos și al Duhului Tău cel de viață Sfânt. Să fie, Doamne, ochii Tăi, căutându-Te totdeauna cu mine Sfântului și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii mele. Veselește pe ei în urmă Lui Dumnezeu și în tot neamul lor, ca să se mărturisească Ție și să se închine și să strădească în viața cel mare și pe-a Doamne. Să Te laude pure la toate zilele vieții. Că pe Tine Te laude, Doamne, în toate puterile cerului și a Ta este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului, cum și pururea și vecii vecii lor. Doamne, să mă rugăm. Diavolul te ceartă pe tine, Domnul, cel ce avete lui și a trăit între oameni, ca să smurge tirania ta și pe oameni să-i dorească. Și orice pe lângă cruce a venit puterea cele potrivnice, soarele, împunitându-se și pe mântul de lucru, mormintele deschizându-se și trupurile Sfinților spunându-se, care a venit și moarte pe noapte și a surpat pe ceea ce avea stăpânirea noastră adică pe tine, Diavolul. De jur Dumnezeu, Dumnezeu, care a ratat pomul vieții și a înduit lumii și sarele proști se întorcează în stăpânirea. Tremurile și depărtează, căci pe jur, unul de acela care a învățat pe o scată doar din noi. Și-a cercat pericolul vântului, vă rătărui conducurile se acadând cu ele și vreoază în mică pe ședință. Că aceea și-a adus poruncește prin noi. Teme de ieși și depărtează de la prunce aceștia și la zibirea acestora lui Dumnezeu. Și să nu te întorci și să te ascunzi în ei, să te ajute pe ei, să lucrezi în totul care nu știu noapte, nici ziua, nici dimineața, nici noapte. Te duc iadul Tău, Dumnezeu cea mare de Dumnezeu. Temete de Dumnezeu, cel ce șoadă pe Dumnezeu și Domnul spre adâncul, ridicare sunt tremurile Îngerii Arzante, de scaunele, de lumine, de păcătorie, de stăpânire, de putere, de rugini cei confunzi și scapin cei cu cușa seara, în care sunt tremurile cerului, pământul mare, toate pe Dumnezeu. Ieși și depărtează de la cei însemnați, nu alegi, soldați, ale distonsului Dumnezeu nostru. Te jur cu numele acela care nu te dai prin vântilor și face prin cei săi Duhul și te stânge să ai mare foc. Ieși și depărtează de la trunci aceștia, de la zidirile acestea de Dumnezeu. Toată puterea ta și cu toți slujitorul tău. S-a prea slăvit cu ele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Doamne și cu numele și vecii vecii Doamne. Doamne, să ne rugăm. Dumnezeu de cel Sfânt, ce Mântui Poșător și slăvit, care este în toate lucrurile și în Iberia sa, ne ajută de la Domnul Duhul minciunii și toată necurăția, care lucrează în părățătura diavolului. Și-i fă pe ei oi cuvântătoare turmei cele Sfinte a Hristosului Tău. Membrii cinstiți ai Bisericii Tale, fii și moștenitori ai Împărăției Tale, ca după poruncile Tale trăind ei și păzind pe acetea Bogotului Nestrica, să gândească fericirea Sfinților în Împărăția. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni de lumea născut Fiul Tău cu care ești binecuvântat. La Sfântul și bunul de viață pe Tău, după cum și purul mea și în vecii vecii. Amin.
Mai n-am și eu să vă zic de trei ori dacă vă repădează satana și... Și toată prima lună întrebarea, răspundeți, mă lepă de fiecare dată. Te lepe de satana, de toate lucrările lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată mândria lui. Mă lepă! De lepe de satana, de toate lucrările lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată mândria lui. Whatever. Do you know Satan and all his works and all his angels and all his solemn rites and all his worship and all his pride? Whatever. Te lepădat de satana. Te lepădat de satana. Te lepădat de satana. Suflă și scuipul pe el, spre apustul, spre copii, vântoarce și suflați și scuipați și pe el. Spre vântoarceți-vă în mine pe el. Mă rog, v-ați întors la altă oară, în trei ori. Te unești cu Hristos. Te unești cu Hristos. The United Church of Christ. Te-ai unit cu Hristos. Și crezi Lui, spune așa. Crezi Lui ca un împărat și un Dumnezeu. Crezi Lui ca un împărat și un Dumnezeu. Mai zice ce crezi. Crezi într-un Dumnezeu, Tatăl atotțitor, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-un Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Pare pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a pobărât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și în Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele Poncius Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat o treia zi după Scriptură. Și s-a înălțat la cer și s-a adevărat cu Tatălui și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață de Domnul, care în Tatăl în plăcere, și pentru unul cu Tatăl și cu Fiului este închinat și slăvit, care a venit într-o într-una sfântă, să vorbicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe care cu Tatăl, aștept învierea morților și viața veacului cel să fie. Amin. Te-ai unit cu Hristos. Am unit cu Hristos. Și crezi Lui. Crezi Lui, că am urat și Dumnezeu. Și acolo ce zice? Că trebuie să mai zicem crezul o dată, vezi? Dacă îl mai zicem o dată cu toți. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a toții într-un, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Într-un Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de tot vechi. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt prin Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele Poncius Pilat. S-a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scriptură. Și s-a înălțat la cer și și-a îndreptat pe Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl porcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăbit, care a grăit prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe tarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. A treia oară o să vă rog pe Zucuta Catelor. Mai ales cei care nu știți bine crezi, pentru că la botez zice crezi de trei ori. Nu durează mult. Nu știu dacă v-am zis, nu? Un minut și trei secunde. Am cronometrat la un botez. Să zicem așa, crezi-o cât am zis noi acum. Un minut și trei secunde. Putem găsi un minut și trei secunde într-o zi. Mai multe, dar măcar un minut și trei secunde în care să zicem crezi-o dacă nu știm. Și atunci, un minut și trei secunde luni, marți, miercuri, joi, vineri, până duminică, mai e 7 minute și ceva. În care am zis crezi-o.
se prinde de noi și prin auzire. Cred că și fotografii știu crezul, numai la câte boteze au fost. Bine, încă o dată vă întreb, te-ai unit cu Hristos? Am unit cu Hristos. Și te-ai închin Lui, spuneți așa. Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Treime celei de o ființă. Treime celei de o ființă. Și nedespărțit. Și nedespărțit. Binecuvântat Dumnezeu, Cel ce ai voie și fac în oameni și în creat. Cuștiința de mări să vină acum și purea și veci veci. Mergem în fața Hristos. Astfel la Gorgolio, servants, Ștefan, Anastasia și Anastasia Ștefania. To your holy life and the incomparable worthy of the great grace of the holy, of holy baptism. Put off their old self and renew them for eternal life and fill them with the power of the Holy Spirit for union with the Christ, that they may no longer be children of the body but children of your kingdom. To the good pleasure and grace of your only begotten Son, with whom you are blessed together with your holy and life-giving Spirit now and forever, to the ages of ages. Amen. Care trimit o dumneavoastră tot la Dumnezeu de Ceru, trimit în nou hală și părinte. Iubiește cu noi, Doamne, iubiește că ne gândim ce cum de niciune sunt pe Doamne, să spunem în Sfântie, că am înțeles de toată voastră, că ne-i de Dumnezeu. Dar, Doamne, și Fiul și Sfântul, Iubi, Doamne, iubiește că noi pentru Tine, Dumnezeu, vrei să te mâniată, ne facem și pomeni, fără de legii noastră. Ca vreau să mă amintă, Sfântie, iubiește că noi de Dumnezeu, să te fie 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 de Blessed is the kingdom of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and to the age of the end. Este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului, acum și purunea și în vecii vecii. Amin. Cu pacea Domnului să ne vă doamnește. Cu pacea Iisus și pentru mântuirea sfetelor noastre, Domnului să ne vă doamnește. Starea Sfintelor de Dumnezeu Biserici pentru unirea tuturor, Domnului să ne vorbim. Oameni crește! Sfântul Sfântul și pentru cei ce cu credință, pe glave și cu frică de Dumnezeu intră în dânsa, Domnului să ne vorbim. Oameni crește! Pentru Sfântul Sfântul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Iosif, pentru cinstita preoțime și cea Domnului Hristos de apunime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne vorbim. Oameni poporul englez, pentru împătorițelor noastre, pentru mai mare noastră ca-i satel, pentru noata uitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea cuvântarea și cuvenirea Domnului Sfânt, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! May be sanctified by the power of creation and descent of the Holy Spirit, and that upon this water may come down the gift of redemption and the blessing of Jordan, let us pray to the Lord. Ca să vină peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii, cele mai presus de fire, și să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh, Domnului să ne morții și învierii din Dumnezeu nostru. Și să-și păzească ei haina botezului și dobândirea Duhului neîntinate, fără prihană în ziua cea întâi păsătoare, lui Hristos Dumnezeu nostru. Domnului să ne rugăm. 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 Domnului să ne rugăm.
Iisus și mă întărește spre slujirea acestei taine mari și cerești a botezului. Și fă să ia chip Hristosul tău în aceștia ce se vor naște din nou prin a mea nevrednicie. Prezidește pe vitemenia apostolilor și a prorocilor tăi. Să nu-i surgi, să-i sădești pe ei sădirea adevărului în sfânta ta sobornicească și apostolească biserică. Și să nu-i smulgi, ca sporind ei în dreapta ta și să sporească și prin ei prea Sfântul tău nume, pe Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhul și pungea și în vecii vecii. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările tale și niciun cuvânt este de ajuns prin laură minunilor tale. Amin. Great are you, Lord, and wonderful are your works, and the world is adequate enough to sing the praise of your holy name. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările tale și niciun cuvânt este de ajuns prin laură minunilor tale. For you, Lord, by your own will you brought the universe from non-existence into being, and by your might you upheld creation, and by your providence you direct the world. From four elements you compose the world, with four seasons you crown the circle of the year. All spiritual powers tremble before you, the sun sings your praise, the moon glorifies you, the stars increase you, the light obeys you. The deeps tremble before you, the springs are your servants. You stretch out the heaven like a curtain, you establish to the earth and the waters. You walled in the sea with sand, you poured out the air for breathing. Angelic powers minister to you, the choirs of archangels worship you. The many-eyed cherubim and the six winged seraphim, you, as they stand and fly around you, cover themselves in fear of your unconscious glory. For you, God, uncircumscribed, without beginning and ineffable, came upon earth, taking the form of a slave, being found in the likeness of mortals. For through the compassion of your mercy, Master, you could not endure to watch the human race being tyrannized by the devil. But you came and saved us. We confess your grace, we proclaim your mercy, we do not conceal your benevolence. You set at liberty the generations of our nature. You sanctify the Virgin Womb by your love. All creation sang your praise when you appeared, for you, our God, was seen on earth and lived among mortals. You also sanctified the streams of Jordan by sending down to them from heaven your Holy Spirit, and you crushed the heads of the dragons that lurked there. Therefore, O King, lover of mankind, be present now too through the visitation of your Holy Spirit, and sanctify this altar. Amen. Se zdrobească sub semnul chipului crucii tale toate puterile și potrivnice. Să depărteze de la noi toate nălucirile din văzduc și neară, Tatăl, să nu se ascundă la aceasta dulce întunecată în gămții, Doamne. Niște coboare la prunci care se potează Duhul Stian, care duce întunecare gândurilor și tumbulare cugetului. Și tu, Stăpâne, a toată arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfânție, curățire trupului și sufletului. Dezlegare de gădurilor, de omis, conungelor, culturilor, roamele, de măsturi, semnilor, păcării și aducării din totul. Și a închipit în acea taină a Hrvatului și a dat rolul măsturiului spre primirea Sfântului Paritului, care pe cei ce erau în lege, care din neapă Iisus în cei ce erau în lege, pe cei ce sunt harii pot să sfârșiți. Iisus, binecuvintează Dumnezeu de lemn cu puterea cu lucrarea cu comorirea Sfântului. Ca să facă acest alungere de nesticăciune, armă dreptății, noire sufletului și trupului, izgonirea toate lucrurile de volească, spre înlăturarea tuturor răutăților, pentru cei care se umb cu credință, s-au pus și gustat din el. Spre slava ta și-a născut Fiul tău și-a preasfântului tău Duh, bun și de viață făcător, acum și tu, viață în vecii vecii. Amin. Să luăm aminte! Aleluia! Aleluia! Să luăm aminte!
Tată, să Dumnezeu ce-o luminează și sfințește pe tot omul ce vine în lume, cum și pururea și vecii vecii. Blessed is God, who sufletului, amin, și a trupului, amin, spre ascultarea credinței, for the hearing of faith. Your hands have made me and fashioned me, O Lord, that I may walk in your commandments. Amin. Fiecare simț al trupului să fie pecetuit cu Sfânta Cruce și cu Sfântul și Marea Lui.
ori de multe ori pe mântuții pe ei și de fiecare dată am să zic pe etichata Avei Domnului Sfânt. Vă rog frumos de tâta mie, nu doar cei din partea unui, Avei Domnului Sfânt. Amin. Pe tâta 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 Avei Domnului Sfânt. Pe tâta Avei Domnului Sfânt. Pe tăda Domnului Sfânt. Amen. Seal of the gift of the Holy Spirit. Amen. Seal of the gift of the Holy Spirit. Amen. Pe tăda Domnului Sfânt. Amen. Pe tăda Domnului Sfânt. Amen. Pe tăda Domnului Sfânt. Amen. Pe tăta Domnului Duhului Sfânt. Amen. The seal of the gift of the Holy Spirit. Amen. Pe tăta Domnului Duhului Sfânt. 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 Amen. The seal of the gift of the Holy Spirit. Amen. Pe tăta Domnului Duhului Sfânt. Amen. Pe tăta Domnului Duhului Sfânt. Văzându-l s-a închinat lui ei care se îndoiseră, și-a
vorbindu-se Iisus le-a vorbit zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit voi. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. S-a preaslăvit ca Iisus de mare cuvințele de al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhului și în vecii vecii. Doamne, Doamne, Dumnezeu nostru, care prin spălarea botezului dai strălucire cerească celor botezați, cel ce a doua oară născut pe robii de aceștia pruncii nou botezați prin apă și prin Duh, pe dreptul iertare păcatelor celor de voie și fără de voie, pune peste ei mâna ta cea puternică și îi păzește cu puterea voluntății tale. Ferește la bună nefurată și învrâncește ca vii plecând ție să dobândească viața de veci. Tu ești Sfințirea noastră, ție slavă, mulțumim Tatălui și Fiului și Sfântului, Domnul și curea și veci, veci. Amin. Amen.
servant of God, Stefan is tonsured in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Now and forever, and to the end of the day. Care să simțiți că vă apropiați de Dumnezeu prin ei și că deveniți și strânși ca familie, ca prieteni și că vă învățați să vă rugați unii pentru alții. Este un lucru foarte important, indiferent de ce se întâmplă în viața noastră. Dacă ne rugăm unii pentru alții, înseamnă că ne iubim, înseamnă că ne aducem cu toții înaintea lui Dumnezeu și de departe și de aproape. Vă îndemn pe toți, pentru că e foarte important să vă spovediți și să vă gândiți cum vă împărtășiți mai des dacă primiți dezlegare de la duhovnic după spovedanie, voi ca părinți și ca nași. Foarte important lucrul acesta. Îndemnul meu este nu îi trageți pe copii. În lumea voastră de adulți care nu se roagă sau care se roagă când și când, care nu merg la biserică decât când și când, care uită de Dumnezeu decât atunci și aduc aminte numai când au nevoie de El. Nu îi trageți pe niște copii de câteva luni sau de un an în lumea asta. Și coborâți voi sau ridicați-vă voi, depinde cum vreți să înțelegeți, în lumea lor.
pentru că ei, după botez, au dreptul neocrește nimicii să împărtășească în fiecare duminică. Ei nu se pot ruga pentru ei, dar se pot ruga părinții și nașii pentru ei, bunicii de obicei se vor. Deci voi trageți-i pe copii, nu în lumea voastră, ci voi intrați în lumea lor pe botez. Sunt sfinți la botez copiii, toți oamenii sunt sfinți. Au primit la botez copiii, ca să zic așa, buletinul de împărăția cerurilor. Dar numai prin voi învață cum să fie cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Numai prin voi învață cum să fie cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu, cum se poate, ce să facă ca și creștini. Învățați pe ei, învățați și voi. Bine. Încă o dată, cu gândurile astea vă zic, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dăm multă bucurie și să ne mai vedem la biserică. Ne-ar plăcea să vă mai văd fețele, la cei care sunteți mai aproape de Cambridge și puteți veni. Că pentru mine, ca preot, e o tristețe să știu că am botezat copii și părinți și mașinile vor poate ia de la vreme. E așa ciudat să fii preot în diaspora și să te gândești că un lucru care ne leagă pe toți, care ne zice în credința și biserica și Dumnezeu și ne vedem, nu ne mai vedem în botez. Să ne vedem măcar că îi împărtășiți pe copii și dacă îi împărtășiți pe ei, să aveți impuls și voi să vă spovediți, să vă împărtășiți, să vă rugați pentru ei. Și să vă ajute Dumnezeu să ne potrivească viața în felul ăsta. Amin. 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 Ceea ce ești zborul mirei, vrecește-ne de nemilostivirii tale născătoare de Dumnezeu, ca la altă spre bucurul cel păcătul la tale, pentru că acum îl puterea ta. Pentru tine, Dumnezeu, îmi strigăm ție, bucură-te, Părintele Gabriel, în mare, mă rog, mă duc la un pace, cu o zemă, cu mine, în puterea ta. You can say you're old daddy when he will be old. Nowadays, say this. You'll be a chef or what? You'll eat a lot of things, huh? Money, money, take the money. Uh-huh. Oh, bravo! Daddy, I'm sorry for you.
I'm sorry for you. Why to choose the ring? Bravo! It was unbelievable. It was, my jaw would have hit the floor if that was me. And then the rest of my body would have hit the floor. £9,000, ridiculous. Yeah.
Yes, son! I love it.